Salut tuturor, sunt Andrei alături de Dănuț și Kate, care tocmai a furat ferma liceu și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod dintre noastre de Survival cu Brigada și, bineînțeles, Razor. Înainte de a începe, v-aș ruga pe toți să nu ezitați, să apăsați și pe acel mic butonaj de like, dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară cât mai multe episoade și haideți să vedem, Razor, Brigada, în acțiune, să strângem acolo cât mai multe like-uri, mai ales dacă vreți să continui această serie. Oameni buni, acest episod va fi unul mai chileanu, așa, ne vom relaxa și vreau să mergem în călătorie. Mi-am notat deja coordonatele în chat. Ce că mă duci la ferma lui Sergio, mai gata, deci Kate a furat și ferma lui Joe și ferma lui Sergio, ok? Le-a replantat. Ai replantat. Bă, măcar a replantat, asta e un lucru bun. Adică cât timp filmăm? 20 de minute, cred că... Porci. Ai găsit porci? 100. Unu. Oh my god. Oi. Oi. Super tare, beton. Eu mi-am dat coordonatele și vreau să mă duc în direcția aia cu barca, frate, până dau de pământ, pentru că am înțeles că și Sile, știți că Sile n-a fost alături de noi deloc seria asta, decât în primul clip după a plecat. Deci de Sile nu mai știe nimeni nimic, în fine. Și pe malul ălălalt, el s-a dus, de fapt, cred că în partea aia, dar nu contează. A găsit foarte multe animale și foarte multe chestii de genul, pentru că erau ceancuri care nu s-au încărcat absolut deloc și atunci au fost încărcate prima dată. Și a găsit chestii faine. Și vreau și eu să mergem să explorăm, frate, să vedem, poate găsim o zonă faină, poate găsim multe animale, să ne întoarcem cu chestii. Și un lucru mai nașpa este că avem numai 8 bucăți de carne la noi, asta e destul de rău. Dar am luat mult lemn, am luat cărbune, armura e destul de ok, gen ne descurcăm. Voi ce faceți, mă? Mai munciți la căsuță? Caut mâncare. Dănuț caută mâncare, Dănuț se ocupă cu... Parte Jessica clipă. Na, bă, Kay, tu, da chiar, tu... Tu n-ai fost la PvP, nu la turnament. Uite-te în dreapta, la scoreboard. Te dai și tu seama într-un final în pană. Na, eu am Zică rămas la bomba. fel. Aha, poftim? Dar eu tot sunt pe primul loc. Păi, pana mea. Bă, da, a mers ceva, deci fii antenă. Uai de capul meu, a mers ceva. Adică, uitați-vă coordonatele de la care am pornit și încă n-am ajuns, dude. Deci chiar a mers, bă, nenicu, bă. A mers mult. Chiar a mers mult. Pretty weird, adică n-am dat nimic. Înseamnă că este Dita Mai Oceanul. Frate, avem casa lângă Dita Mai Oceanul. Hai cu tărâm, vreau să dau de Narnia. Vreau să dau de ceva magic și frumos și spectaculos și chestii, trestii, socoteli. Să fie frumos, elegant, cât de cât. Mamă, eu am ajuns deja, cred că ajung în Deep Ocean. Acolo cred că e Deep Ocean, fii antenă. Deep Ocean! A zis el într-un episod că era gen la minus 2000 cu 3000 sau ceva gen. What the fuck? Serios? Bă, eu nu sunt pe minus, eu mă duc cam... Nu, no, eu mă duc în altă parte că nu sunt pe minus, n-am nimic pe minus. Și la mine toate cresc. Dar mergem așa, să vedem. Mergem așa cu F5, mergem, călătorim frumos, povestim despre școală. Nu, Cred că nu școală. vreți să povestim despre școală, atunci o să povestim despre... Ha, așa, despre ce să povestim? Veniți și voi cu idei că... Despre vacanță. Oh, ce frumos despre vacanță. Bă, dar chiar voi când mai aveți următoarea vacanță? Aprilie. Aprilie? În ce lună suntem? În februarie. Martie, aprilie... Bă, mai e puțin. De fapt, o lună și ceva. Am vacanță, apoi am practică 3 săptămâni. Oh. Și ce, mă, nu-ți place practica? Ba da. Mie mi se pare cea mai interesantă. E Eu n-am făcut niciodată mișto. practică, dar trecem peste. Dar mi se pare interesant, frate, adică decât să stai și să înveți și să înveți și să înveți, mai bine înveți ceva practic, dar e practică să înveți ceva practic, să înveți să faci chestii, să lucrezi cu anumite chestii, știi? Să te obișnuiești în acel mediu sau, mă rog, opa, cred că dau de pământ acolo, mult nisip, beton, hai să vedem, mergem în direcția aia. Am ajuns la 1500 cu 1000. Ok. Mamă, poate vezi că găsim o piramidă aici. Sau poate vezi că sunt pur și simplu niște insule abandonate și fix fix. N-ar fi foarte interesant. Bă, eu opresc bărcuța. Da, e ok. Am dat de pământ. Yay! Pac! Nu! 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 Nu pleca! Îmi pleacă barca, frate. Știi cum e? Când te dai jos din ea, îți pleacă barca. Zici că e posedată să-mi bat piciorul de nu. Deci, efectiv, zi... Bă, da, ce interesant e zona asta, gen... E o zonă... Ok. E o zonă cu apă numai de un bloc. Gen un bloc apă, știi? Da. Super interesant. Mi-ajunge apă până la aproape de buric. Genunchi. No, mai sus de genunchi, ce e? Îmi trece de pantalon, boss. No, hai să dăm de animale aici. Sau de o piramidă? De ce nu? Că văd că e și ceva de șerp aici. Și am putea să mergem așa. Sau de opinici. Sau de ce?
Un village de deșert. Bă, da chiar. Dar nu neapărat de deșert, orice village. Village să fie, uite, un parc. Deci, Păi sunt imediat cum am village-uri de ajuns aici. deșert și terenuri normale. Da. Ia, uite, por... Mamă, câți porci sunt aici. Bă, ești nebun. Frate, era eu porcilor aici. Nu, exact ce ziceam. Ajungem în locuri noi. Bă, câți porci sunt! Avem mâncare toată viața, oameni buni. Bă, deci ăsta era eu porcilor. Să-mi bag piciorul de nou. Nu știu ce am fost... Și eu mă întrebam deja de ce... Aveam puțin telăguț în sensul că îmi sacada câteodată, gen se genera mapa, știi, când am fost vești pururi pe aici. Și... Am dat de porci. Mamă, câți porculețe-s. Super tare. Îi omor pe toți, frate. Unul nu lasă în viață, că oricum nu avem cum să-i aducem acasă, gen suntem la mama dracului, ați și voi. Deci oricum nu avem cum să-i aducem acasă, dar să avem măcar multă, multă, multă mâncare de pe seama lor. De fapt, să am eu multă mâncare, că nu vă dau vouă, ce dragi de-a mea. De ce v-aș da, mă? Ia Ce-ai f... vrea? Păi, uite, v-am făcut ferma, voi mi-ați mâncat din... Sunteți răi. Dar e mult mai bine acum, așa, pe normal, mi se pare mult mai corect, pentru că pe hard, frate, pierdeai o grămadă de mâncare. Adică trebuia jumătate de clip, în fiecare clip, timp de jumătate de episod, trebuia să stai să-ți procuri mâncare, ca să nu mor de foame. Știi? Cum am făcut eu? Deci după ce termin cu toți porcii de omorât, sau mă rog, marea majoritate, o să vă spun câte bucăți de carne am strâns. O să fiți uimiți. Nu pică foarte multe bucăți, adică porci de unde pică și o bucată, porci de unde pică două sau trei bucăți. Depinde de bulan, știi? Eu n-am mai găsit nimic. Ce bine îmi pare, Dănuț. Ce rău sunt, bă. Pare că l-am adus și pe asta. Mamă, deci la câți porci o să mor, o să mi se crape săbiuța aici nebun la cap. Dar și pe ce mai erau, uite-i cum stau ei acolo, voi credeți că scăpați, bă, băieți, bă? Oh my god, nu scăpați, cum să scăpați, doamne fer, mamă. Câte deturi sunt acolo în tab. Ia să vedem, mamă, mai sunt. Iai, mă. Aba, știi ce ar merge să facem? Deci ar merge să facem un drum cu railuri până aici și când avem nevoie de mâncare, că nu cred că o să stau, mai ales, cred că o să mai fie animale. Am găsit cai, am găsit cai negri. Când mai vedem animale, să știm să venim aici, luăm carne și am plecat, știi? Deci am omorât numai așa toți porcii pe care i-am văzut, fără să mă deplasez foarte mult, am un stac jumate de carne de porc. Hai de capul meu, am o bucăți și cinci. Ia uite căluțe aici, iarăși nisip. Bă, mi se pare mie sau asta e o insulă? Că eu am venit de pe partea aia, altă, frate. Dude, am dat de o insulă, ce faină e insula asta. Hai să vedem dacă chiar este o insulă sau o peninsulă. Pentru că poate fi și o peninsulă. Dar deja în două părți am văzut numai apă. Trei părți chiar, hai să vedem dacă în partea asta este tot apă. Ia. Se continuă oarecum pe aici, a? O, da, pădure, deci clar. Dar chiar e foarte interesantă zona asta. Deci spuneți și voi în comentarii de nu-i faină. Și uite, am găsit și oi. Îs o grămadă de cai. Și am văzut și măgară, by the way. Și o grămadă de animale pe care o să le tai pe toate. Pentru că sunt distrugătorul vieților animalelor. Îmi pare rău, dar... Da, ești. Da, sunt. A, și e beton cam acum și lână. Gen, pot să-mi fac un pat și am scăpat de noapte, știi? Dacă vreți să mă cul, dacă nu, pe mine nu mă deranjează. Ia uite, vaci și mai multe oi. Nu, no, deci înseamnă că zona aia noastră este blestemată, frate. Spawn ioc acolo, să înțeleg. Ce vagini, uite, și mai mulți porci. Oh my god, am găsit un village. Am găsit un village, am găsit un village. Stai să omor toate animalele și după mergem și în village să vedem. Să vedem ce... Ce se întâmplă? Oh my God, ce am găsit. Ce ai găsit? Iarbă multă. David, nu știam că fumezi. Dar ok. Ia uite și găini. Și asta trebuie omorât. Adică tot ce prindem omorâm, frate. Nu se știe că rămâne fără carne de porc și carne de oaie și... Ia uite și acolo mai mulți porci. Stai că mă duc la porcele după ce vizitez satul. Ok. Mai mult iau penele astea pentru săgeți. Că carnea de găină nu-i foarte worth. Mi se pare mie sau este un sat extrem de mic. Dude, sunt două case în tot satul. A, se continuă în partea aia. Da, da.
Nu are fierărie satul ăsta. Beton. Ok, hai să furăm tot de aici. Hai să dau cu... De fapt, nu, dau cărbune să nu se strice nimic. Mi se pare că se strică și când e așa. Ok, și o să avem morcovi. Ca să facem fermă, tu mormă. Să facem fermă, să înmulțim și porcușorii. Are Sergiu porci, nu? Din câte știu eu. Mormă. Ola, tropa, Penelopa. Mă gândeam să omor și să... De fapt, nu, lasă, nu omor, să tehnic că... Și că chei, dăm și mie coordonatele. Chei, dai coordonatele, că s-a pierdut săracul. 112 cu 400. Dar sunt în chat scrise, man. Uite-te în ce. Sunt chat scrise. A, e și el. Schelete. Ce? Omoară un schelete. Te bate un schelete? Sper să nu risc cu toții, ca să mai fiu prima. Oh my god, ce rea e Kate, bă. Mai are Sergiu. Sergiu sper să mai mor. A, Sergiu... Că e pe locul 2, a? La deturi. Bă, știi că ar mai trebuie să moară de 7 ori ca să te întreacă Kate, nu știu cum să spun. De fapt, mă simt bine să fiu și eu pe locul 1 la ceva. Dar nu știu dacă este destul de bine să fii pe locul 1 la morți. Adică, nu știu. Voi! Bă, ce dragi doamnează, mă, frate, ăștia au tripleți? Deci mă atacă 3 zombalei mici. Ești nebun? Dănuț, ce-ai făcut? Dănuț? Ai fi picat netul, Dănuț? Rip, Dănuț. Ce? Spune acum e în compu. Rip, Dănuț. Da, mai e. Să fac, Dănuț, ce-ai făcut? Poate eu fi picat netul, că știi că rămâne, gen, când îți pică netul sau... Când îți dă crash de obicei, îți rămâne logat un minut, două pe Skype, gen. În fine, rip, Dănuț! Lacrimiară. Oh! Oh, uite, Dănuț, join the game. Dănuț? Dănuț? Da. Ce-ai făcut? A picat net. Ah, exact ce ziceam. Se mai întâmplă, Dănuț. Am 2 stacuri de carne de porc, 10 bucăți de carne de oaie, 10 bucăți de carne de vacă, 14 bucăți de carne de găină. Eu cred că sunt destul de bazat, boss, nu știu. Adică, din punctul meu de vedere, chiar a fost foarte worth călătoria asta, din punctul de vedere al mâncării, de altfel. Adică, frate, mâncare, gârlă. Să-ți dai și nouă, așa. Ok, ce ofer pentru această mâncare? Ai ce ofer? Ai diamante, Kate. Nici iron, nu. Oh my god. De fapt, am 10 bucăți. O să trebuiască și eu să mă duc... O să trebuiască să mai duc și o primină pentru că nici nu mai am iron absolut deloc. Și setul ăsta mi se strică. Gen, mi se strică setul, sunt cu rugol. Așa cum e Kid, de altfel. De fapt, nu, Kid, tu ai pantalon, nu? Da, da, mi-a dat și o pantalon. Bravo. Și buții ai de la mine? Da. Aba. Hai mă, vină pe mine, fraiere. Te-ai că omor un Enderman? L-am bătut pe fraiere și n-a picat nimic. Ce-mi place mie să omor Enderman, să nu pice nimic, am aproape level 30 oameni buni și cred că ar fi ok și benefic să mă întorc, că văd că pe aici nu prea... pe aici nu prea mai sunt chestii. As far as I see... Ne putem clica... A? E plin de mob în jurul meu. No, momentan no. Ai lână. Și? Da, dar sunt foarte multe găinci, na. Ce e, Kate? Se frică să nu-ți bubuie creeper-ul casa, iarăși? Da, a treia oară. Și un zombie se plimbă pe lângă casa. Oile astea le omor cu un hit, what the fuck, man. Deci, de ce gen vaca și porcul omor din două hituri? Și pe vacă și pe porc, dar oile astea rezistă mai puțin. De ce? Ce are în minus oaia? Asta e discriminare, fraților. Ce, dragi mei, ce are în minus oaia față de porc sau față de vacă? Ah. Mamă, dar îmi place că trec prin ele ca prin pâine, frate. Kate was slain? Nu? Nimic, nu? Încă nu. Nu, creeper, era să bube lângă casa lui Dănuț. Oh, eh, poate să bube, ok. Dacă e lângă casa lui Dănuț, poate să bube, ok. Ideea e să nu-ți bubeți casa, Kate. Încercăm să tai lemne și nu prea iese. Oh, nu, creeper. A, dar poate să bubuie de lumea asta. Sper să bubuie. Tai că mai omor acum ultimele oi și eu mă tirez, hai că vin și eu spre casă că am rămas fără mâncare. Și nu vreau să stau să-mi fac aici warbench și furnal și etc. Ne punem bărcuța și plecăm spre casă! Tai așa să vedem. Deci trebuie 150 cu 400, da? Ok, nu mai zic nimic.
Am să tai un copac. Kate, nu mai zic nimic. Oh my god. Știți unde era? Unde era? Lângă casa cui? Lângă casa cui, Kate? Eu n-am pom lângă casa, e ok. Lângă casa lui Tudorica, nu? Zic bine? Lângă casa lui Geo, că Geo are mult spawn. Nu spune, e frică era de... Era în spatele casei lui Sergio, dar nu i-a bubuit casa lui Sergio. Creeper, creeper, creeper! Creeper! Băi, eu acum trebuie doar să mă duc în partea asta, gen vreo 1300 de blocuri, frate, ai de capul meu. Și am dat de... De ce am dat de pământ deja? Hai să o colim puțin tel. Am dat de pământ, foarte, foarte ciudat. Ia uite, am găsit pom de aia de băiatul tărică. Ce mă? Eu ți-am zis să ne culcăm tu, Batman. Păi pe mine nu mă deranjează, ok, adică... Dar pe mine nu mă deranjează, uite, acum bate scheletele, că n-am... Mai eu sunt bărcuță, nu știu cum să spun. Dar îmi place că, Kate, acum știi că Sergio trebuie să moară de 8 ore pentru a te ajunge din urmă. Of, 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 Kate, Kate, va Kate. Ba nu, de 8 ori ca să te întreacă, că altfel e la egalitate a, și... Da. Nu, no, păi vezi. Mm. Uite, sunt momente random când se blochează bărcuța, dar nu știu de ce. Băi, eu mă duc bine acum, un piculeț așa în dreapta. Astea parcă făceau parte din insula aia mai mare noastră, nu? Cred, mi-a aici. Poftim? Mi-a dat poison. Mi-a dat poison în aici. Până nu ajungi la jumătate de inimioară, nu te lasă, boss. Deci până ajungi la jumătate de inimioară, nu te lasă. Dar și după o să, tot o să-ți iei damage, dar nu o să mori. Nu deschide ușa. Nu deschide. Deci cum s-a generat, fratele meu, mapa asta e superbă, frate. Hai de capul meu. Cum îți munți ăștia așa? What the fuck, aia n-am văzut-o. Bă, ce beton. Ce beton. Asta chiar e faină, chiar îmi place. E cea mai ciudățel Sidu că e foarte plină mapa de munți. Dar e... Deci am crezut că a scris încet că ai murit. Dar e foarte tare. Gen, arată super fain munții ăștia. Stai că e deja mă duc prea mult. Nu, hai că mai am 700 de blocuri. 700 de blocuri și ajung. Ar trebui să facă ceva să meargă barca mai repede, frate. Să meargă barca cu turbo. Sau nu știu, să bagi o animație, să dai din vâzle când mergi pe barcă, știi? Ceva de genul. Dar după nu mai ai cum să dai cu arcul din barca. Ah. Sau să poți da cu arcul, dar fără să poți să înoți, să înoți, what the fuck, să mergi cu barca, gen. Să te oprești pe loc, să dai cu arcul, că nu mai dai din vâzle, cum ar veni. Voi ce spuneți, bă? Great idea, Zazantrini, așa? Da. 500 de blocuri rămase, băieți, până ne întoarcem acasă și îmi pun toate bunătățile astea la prăjit. În sfârșit nu o să mai avem probleme cu mâncarea, în sfârșit. Deci n-aveți idee cât de mult mă bucur. O să putem trăi și noi în sfârșit fericiți, fără mâncărică. Yes. Cu mâncărică, de fapt, da? Adică fără să avem nevoie de mâncare, în plus. Bă, nu mă duc bine, stai, așa. Beton. Nu mai știam în ce direcție trebuie să mă duc. Aproape am ajuns, 350 de blocuri și s-a acolo. Bă, deci m-a lăsat vocea. Mă lasă vocea, guys. Oare de ce? Pentru că am filmat 500 de clipuri într-o zi? Nu știu, zic și eu. Da, și am apucat pe mine random, adică dacă tot ziua asta nu prea am avut ce să fac, mai bine am stat și am filmat și da, am filmat mult. But anyway, bă, vin bine. Aproape am ajuns, deci fii atent, o să trebuiască să încep să văd malul în curând. Uite, deja se, deja crește, crește și acum gata. Uite, îmi văd căsuța, what the fuck, deci deodată arată casa mea, frate. Zici că e ceva monstru cu picioarele imense, ceva de genul. Să mor de nu. Trebuie să modificăm. Oh my god, Kate, ce faci pe casă? Știi că e periculos. Kate, e periculos pe casă. Nu fi rea. E rușine să vorbească cu noi oameni buni. De ce e dirt? What? Kate? De ce e dirt? Ai pus dirt ca să... Oh my god, ok. Nu mai spun nimic. Că oricum nu va ajunge seama. Nu vorbește cu noi oameni buni. Bă, știi care e chestia? Că trebuie să facem mai multe... Tocmai am realizat că eram pe mute. Da. Se mai întâmplă, bă, Kate, bă. Acum înțeleg de ce nu mă băga nimeni în seama. Opa, așa. 7.
Asta cred că așa merge și mai am nevoie de furnale, dar n-am Cobblestone. În fine, fraților, cam asta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut și v-aș ruga încă o dată să veniți să apăsați butonul acela de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să apare cât mai multe episoade și ne auzim data viitoare. Eu am fost Andrei alături de Kate și Dănuț, aici de față, și v-am salutat pe toți. Ciao, bă!